Voi credeți că bebelușele de la Cronica Gârcotașilor sunt talentate doar la dans? Ei bine, să știți că vă înșelați amar. Bebelușa Cristina este extrem de talentată și la make-up, așa că a decis să arate lumii întregi cum își realizează ea machiajele. De curând a devenit vlogger de beauty. De ce a luat această decizie importantă? De altfel, aflăm chiar de la ea. Cristina, te-am prins aici în cabina de make-up. Bună, vă pup! Ce faci tu aici? La emisiune, deci curând începem să filmăm Cronica. Și m-ați prins la machiaj. Uite, Andreea, drăguța, mi-a făcut breton, mi-a făcut părul. Bebelușa Cristina nu este doar o balerină extrem de sexy, ci este pasionată și de make-up, motiv pentru care de câțiva ani se machiază singură pentru emisiune. Treaba asta cu machiajul e de mult. Părinții mei lucrând la circ, eu eram foarte mică, maica mi-a dat seama, avea foarte multe farduri și de acolo am prins gustul machiajului. Bine, nu mă machiam de atunci, doar că îmi plăcea să urmăresc, să văd ce face ea. Și în timp am început să mă fac eu, să încerc, să experimentez. Plus că aici la emisiune colega mea, Dana Moldoveanu, m-a învățat foarte multe și după aia am zis, după ce am născut, am venit la emisiune și zis, băi, hai să-ți arăt cum mă fac. Și a văzut că mă fac ok și a zis, bine, te faci tu de acum înainte. Acum Cristina a intrat și în lumea vloggingului. Intenționez să fac și școala de make-up, cred că undeva în vară, să termin cu emisiunea, să luăm vacanță. Pentru că știi că gurile rele tot timpul au ceva de zis. Băi, da, tu nu ești make-up party, de ce totul? Zic, băi, da, știu să mă fac, adică mă fac pe mine, nu te fac pe tine, știi? Și atunci cred că o să fie mult mai lejeră treaba când o să-mi iau și diploma de make-up artist. Chiar dacă este extrem de entuziasmată, Cristina recunoaște că nu este ușor să se ocupe și de canalul de YouTube. Cum ți-a venit ideea? Ai zis, băi, mă machiez, vreau să arăt la lume? De mult, dar m-am tot sfătuit, uite, și cu Denis, cu soțul meu, și a zis, băi, dar multe fac treaba asta pe YouTube, de ce nu te pui și tu, de ce nu îți deschizi, că până la urmă nu toată lumea e make-up artist și multe fete fac la fel, tipul ăsta de vlog, știi, de machiaj, de beauty, nu numai. Deci pe canalul meu de YouTube nu găsiți doar machiaj, o să fac și tutoriale de beauty, cu creme, produse folosite de mine, testere, bla bla bla. Deci sunt foarte încântată și mai ales că toată lumea are impresia că e super simplu, dar eu mă filmez, eu montez, eu fac tot. Sper să intrați și să vă placă, să vă abonați. Deja într-o lună, uite, am făcut 1000 de abonați într-o lună pe YouTube, ceea ce mă bucură foarte tare și chiar sper să crească pagina, știi? Iar dacă vă întrebați dacă o vom vedea pe bebelușă și dansând în clipurile postate pe YouTube, se pare că mai avem de așteptat. Te machiezi acum, dar tu și dansezi. Nu te-ai gândit să faci așa și un vlog în sala de dans? Băi, sala de dans nu prea mai e, știi de ce? Pentru că noi venim, repetăm aici, învățăm dansuri noi, înainte de emisiune și gata, le-am filmat. Deci nu prea mai petrecem timp la sala de dans, deci totul e foarte rapid, știi, ca să meargă treaba mai repede. Și da, nu știu, deocamdată mă axez pe partea asta de beauty și vedem pe parcurs. Vă aștept pe paginile mele de socializare și pe YouTube și vă pup! Pa!